Salut, cum te numești? Salut, Ștefania. Ștefania, spune-mi de ce citești? Îmi place foarte mult să citesc, deoarece găsesc multe cuvinte noi și așa îmi dezvolt și de vocabularul și imaginație. Spune-mi, crezi că este important pentru un tânăr de vârsta ta să citească? Da, deoarece la școală poate dovedi că are un limbaj mult mai dezvoltat și imaginația lui este mult mai bogată. Care este cartea ta preferată? Cartea mea preferată este Olguța și un bunic de miliarde, deoarece în cartea aceasta am învățat că nu este frumos să minți, deoarece acea persoană nu o să te mai bage în seamă și nu o să mai vorbească cu tine. Spune-mi ce ți-a plăcut cel mai mult la această carte? Cel mai mult la această carte mi-a plăcut că Olguța, într-un final, nu s-a supărat foarte mult pe bunicul ei, bunicul ei o mințise foarte mult. Nu s-a supărat așa de mult pentru că știa că are și bunicul ei dreptate. Ștefania, te rog să ne prezinți și nouă cartea. Aceasta este. Este o carte foarte frumoasă, vă recomand. Mai ales ilustrațiile sunt de vis. Bun. Mulțumim, Ștefania. Mulțumesc eu.